Perioada adolescenței este o etapă grea și asta pentru că până să reușească să devină independent, un adolescent trebuie să respecte anumite reguli. Unii părinți fixează un anume program pe care adolescentul trebuie să-l respecte, alții nu sunt de acord ca fiicele lor să iasă pe stradă machiate. Toate aceste cerințe ale părinților sunt adevărate torturi pentru copii. Se realizează și de o parte și de alta faptul că nici părinții nu mai au acele reguli vis-a-vis de pregătirea temelor, nici ei nu cer ca acele reguli să fie respectate, ca atare adolescenții le vor lua ca și când este ceva normal și încep să generalizeze, să-și dorească ca, dacă acele reguli pot fi încălcate, să fie puțin mai lejere, să fie puțin mai libertini din acest punct de vedere al aspectului, al timpului pe care îl petrec cu grupul, pentru că cele regulile pe care ei nu le percep ca fiind binevenite sunt cele care îi restricționează din acest punct de vedere. Ora la care pot intra în casă, la care au voie să intre în casă sau cât timp li se permite să stea în grupul de prieteni, ieșirile în oraș cu prietenii, ieșirile în, știu eu, petrecerea timpului liber. Dar anii trec, fetele se maturizează și își dau seama că dorințele din adolescență nu au nimic în comun cu realitatea adultă. Numai că aceste lucruri se învață mult mai târziu. Păi să stau mai mult afară și probabil la calculator. Pe mine nu m-ar deranja nimica, mie îmi convine tot, chiar dacă părinții sunt puțin uneori mai răi, dar e ok. Probabil statul afară, ar vrea să stau mai mult afară, să am voie prea mai multe locuri. Da, cam atât, calculator, pot să stau, dar să nu stau până târziu. După o grămadă de scandaluri cu părinții care sunt prea rigizi și nu înțeleg tânăra generație, copiii realizează așa zisa nebunia vârstei. Însă până să atingă acest stadiu de înțelepciune, tinerii continuă să viseze acele momente în care își vor lua valiza și vor pleca în căutarea fericirii.